Cei trei, mama, tatăl și fetița de doar 7 ani, erau în sufragerie și se uitau la televizor. Nu și-au dat seama că mirosul pătrunzător le poate face rău și era să le fie fatal tuturor. Cea care a strigat după ajutor a fost femeia care cu ultimele puteri a ieșit afară din cameră. Zice că a avut naftalină în casă, date pe jos, și-a închis ușile. Și naftalina zice că face nu știu ce la râu, da. Și nevastă s-a când s-a trezit. S-au s-a spălat pe ochi și ne striga pe noi când am venit în casă, am găsit pe el așa și cu fata jos, ne-am dat repede afară, fata și-a revenit, de nu știu mai devenit. Erau o familie fericită. De altfel, de 2 zile veniseră în țară din Belgia pentru a-și vedea rudele. Au tăiat chiar și un porc pentru a sărbători. Câte știu, venise 2 zile din afară, în străinătate și mă știu în coza în Natalină, o să pe... pentru niște covoare, în moli. Femeia și fetița au ajuns la spital, însă pentru bărbatul de 34 de ani, medicii nu au mai putut face nimic. O solicitați la Vulcana de Sus că ar fi 3 persoane inconștiente, intoxicate, posibil intoxicate cu gaz. Când am ajuns la locul solicitării, un bărbat de 34 de ani era scos pe pături afară, inconștient, fără puls periferic, fără respirație spontană, în stop cardiorespirator. S-a făcut manevre de resuscitare fără răspuns pozitiv, s-a declarat decesul la 0:15, iar fata și soția decedatului au plecat cu altă ambulanță la spital la Târgoviște, erau conștiente când au plecat. Familia a spus că au venit recent din Belgia, au dat cu naftalină pe jos, prin casă, cantitate foarte mare, cine a intrat peste ei să-i salveze, a simțit miros pătrunzător și chiar stare de leșin de moment. Și posibil de acolo să fi declanșat totul. Naftalina este un toxic hemolizant. Inhalarea vaporilor produce cefalee, grețuri, transpirații, lezare renală, cataractă. În caz de ingerare, se produc tulburări digestive, uneori hipotensiune și deshidratare. La o anumită doză poate apărea coma, deseori urmate de convulsii.